Eu trebuie să fac... Mă ascult? Eu trebuie să fac oricum un interviu și am primit o provocare de la ea. Ea e Anca. Roxana Anca. Și am zis că trebuie să-ți faci cinte cu capra și că să-mi dai un număr de la 95 de telefon și eu pot să conduc mașina. Și te-a făcut și fac. Mă ajuți? De astăzi. Nu mă ajut. Nu, că mă grăbesc. Pe cum te grăbești? Că stai la cale. Deci cât îți poți activa tu abonamentul, el ți-a luat cafeaua, îți oferă cafeaua și atât. Nici nu trebuie să o consumi. Nu mă cafea? Hai, da. Ajută-mă. Uite, îți scap și pe ea. Sunt de închid. Bine. Bine? Da. Gata. Ok. Ok. Bine, dar stai. Eu stau. Da, bine. Bună, Sabina. Ciocolată caldă, așa încercă eu. Da, asta vreau să zic și eu. Ciocolată caldă, da, nu? Hai să-mi schimbi. Wow, cât e cer. Dar nu ai tu? Eu nu am, îmi pare rău. Vezi pe cine, meriți, înseamnă. Condiția e să fie cinstea ta, da? Este clar cinstea mea. Uite, 5 lei. Adăgăm încă unul. A, vrei și tu să înțeleg. Da? Cam vrei. Vrei și tu? Nu, vrei. Adi? Și... trebuie să mă ajut puțin, Sabina. Asta? Așteptă. Ești apăsat de două ori? Da. Așteptă. Așteptă, da? Nu te vedeți în palpă dacă mă ajuți. Supercer. Da. Dă-i un bună, așa. Nu, ăla e pentru mine, nu pentru ea. Ce? Ha? Nu s-a întâmplat absolut nimic. Nu, mă vrăjea puțin. Aha, specific. Specific. Ce rog? Așteptăm să iau și pe aia. Și cât așteptam? 6-4. Ok. La facultate? Și eu, întâmplă că dar trebuie să le conduc mașina întâi. Măcar îți ofer o mașină bună? De ce? E groaznică. Pe bune. Groaznică. Cea mai bună mașină pe care am condus eu. Da? Da. Și ai condus două mașini? Nu. Am mai condus și un... să dau nume, Mercedes C-Clasă. Mhm. Și e mult mai bun decât. Bine, n-am condus multe mașini, ți-am zis, am stat de vorbă. Dar e mult mai bun ca Mercedes.